La sediul administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului a avut loc miercuri aceasta deschiderea oficială a Colegiului Decanilor de Instituții de Învățământ Teologic. Lucrările întrunirii au început cu o slujbă de tedeum, oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. Lucrările colegiului s-au desfășurat în sediul Arhiepiscopiei Tomisului, fiind prezidate de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și de înalt preasfințitul părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La întrunire au fost dezbătute o serie de probleme cu care se confruntă în această perioadă învățământul teologic universitar. Învățământul teologic, susținut mai ales de clerici, preoți și diaconi, are menirea de a fi mâinile ierarhului în mijlocul credincioșilor. În școlile teologice se pregătesc viitorii preoți, dascăl de religie, asistenți sociali și iată, la Constanța avem bucuria să avem astăzi întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din România. Este un mare privilegiu ca să vin aici în patria Sfântului Andrei, la poarta creștinătății românești. S-a discutat despre planul strategic de creștere a calității învățământului religios în învățământul în școlile de stat din România și nevoia implicării facultăților de teologie în acest proces, în primul rând prin înființarea unor centre de cercetare și documentare cu privire la disciplina religie, problema elaborării manualelor de religie, mai ales pentru clasele 5-8, cele pentru 1-3 fiind deja elaborate. S-a discutat problema noilor manuale pentru facultățile de teologie, majoritatea dintre ele fiind în stadiul final de realizare, unele deja au fost chiar tipărite și lucrul acesta înseamnă un mare progres. S-a discutat problema denumirilor disciplinelor teologice pentru a se crea o uniformitate în toate școlile de învățământ superior teologic din țara noastră și de asemenea problema fișelor acestor discipline, după care se întocmesc manualele pentru discipline teologice. Prima parte a ordinii de zi s-a focalizat pe anumite aspecte care țin de planul strategic ce urmărește creșterea calității educației religioase. Este vorba de o hotărâre a Sfântului Sinod, adoptată în această vară, care implică aspecte incidente inclusiv pentru facultățile de teologie ortodoxă. Și am discutat într-o primă parte, în cadrul lucrărilor, despre aceste aspecte, respectiv despre posibilitatea de a înființa anumite centre de documentare și de cercetare în cadrul facultăților de teologie ortodoxă din țară, privind educația religioasă, totodată despre nevoia de a implementa mai concret anumite măsuri, astfel încât studenții facultăților de teologie să fie implicați în activități practice, care vizează voluntariatul sau implicarea lor în activități de cateheză, în activități sociale sau educaționale. Este o bucurie, o onoare și o cinste pentru facultatea noastră să găzduim un astfel de eveniment, dar considerăm totodată că este și o recunoaștere a faptului că învățământul universitar tomitan reprezintă un pol important din sud-estul României pentru învățământul teologic românesc în integralitatea sa. Lucrările întrunirii decanilor de instituții de învățământ teologic vor continua și joia aceasta.